Oamenii de succes și-au mai spus ceva. Da? Pot. Indiferent de ce l-au spus ceilalți. Oamenii care nu au reușit să aibă succes, ceea ce diferențiază până la urmă de oamenii care au avut succes și oamenii care nu au avut succes, e că cei care nu au avut succes nu au avut curaj, nu au avut încredere, lucruri pe care le-am menționat. Nu au fost dispuși să-și asume riscuri. Cel mai mare risc e să nu-ți asumi niciun risc. Deci uneori, dacă vorbim de deschiderea unei afaceri, presupune un risc, dar trebuie să ai încredere să încerci. Vă recomand Robert Kiyosaki, chiar a scris foarte frumos pe tema asta, poftim? Tata și fiul, nu? Da? Da, da. El are mai multe cărți, în toate e aceeași idee. Da. Și dacă, și chiar spune acolo, domnule, dacă ai început o afacere și nu ai avut succes, începi pe a doua. Dacă ai început-o pe a doua și nu ai avut succes, începi pe a treia. Cumva, succesul înseamnă tu să mergi mai departe, când ceilalți se opresc. Toate eșecurile duc spre succes, să vedem. Sau așa. Altceva în mod special, să știți că oamenii de succes n-au făcut. Decât au crezut în ideile lor, au avut tăria și motivația să le urmeze. Nu au făcut altceva. Luăm Google. Au fost dați afară, știți, probabil, legenda. Când s-au dus ei cu ideile lor la o companie de IT din birou. Nu i-a băgat nimeni. Da, ei au avut curajul și tăria. Toate afacerile de succes mari au plecat de la o idee a unui om că se poate. Ideea de extreme training. Și asta pentru mulți părea o nebunie. Ce să-ți faci firmă de traininguri în condițiile în care sunt atâtea? Uite, da, eu cred că se poate și chiar sunt foarte încântat după atâția ani de cum merg lucrurile. Adică a fost exact ceea ce îmi doream și ceea ce îmi place. Mă gândeam că am dus discuția prea mult pe business și poate mai sunteți interesat și personal. Deci e valabil același lucru. Ce te oprește să te bucuri mai mult de viața ta? Până la urmă, mintea ta. Zilnic te întâlnești cu două categorii de sabotori. Da. Unul sunt ceilalți. Da? Da? Ceilalți din jur îți spun nu se poate, nu poți, nu o să reușești niciodată, e prea greu, e imposibil, n-a mai încercat nimeni acest lucru. Sunt atât de mulți acești oameni, serios, pentru mine deja sunt obiect de studiu, care spun că nu se poate. Dom'le, dar am mai observat? Poftim? Ești prea tânăr, trebuie să te mai... Da, ești, exact. Nu vi se... Da. Ok. Știi ce e cel mai ciudat la acești oameni? Lăsăm asta la o parte, că de obicei cei care spun că nu se poate, vezi că n-au realizat cam nimic până în momentul ăla. Culmea, coincidență. Da? Așa, mai fac ceva. Doamne, nu se lasă nici dacă pleci de lângă ei. Zici că e o religie la mijloc pentru ei, acest nu se poate. Adică te vrea adept. Deci dacă el îți spune că viața e de puncte și tu nu empatizezi cu ei și nu spui că bă, așa e, nu te lasă, deci până nu te bagă și pe tine în starea respectivă, e o luptă. Dacă îi torci spatele și pleci, rămâne supărat. Deci au dezvoltat un cult în acest sens. Nu vorbesc foarte serios, nu i-ați observat? Păi eu am fiecare zi. Da. Sunt cu așa zis și prieteni. Da, da, da. Da, da, da. Și de exemplu, vreau să spun de la subotor, sunt chiar doar, nu? Da. Apropo, ajungem și la al doilea. Să folosesc o metaforă mai puțin academică. Dar mai este o situație. Așa. Este situația în care vrei să pleci și nu ești de fapt să pleci. Ok, răspund imediat. Răspundeți. Din punctul meu de vedere, este ca și cum acești oameni... O secundă, revin imediat. Este ca și cum acești oameni vin cu un sac de gunoi, exact așa, și intră în casa dumneavoastră, mintea dumneavoastră, și pur și simplu îl varsă acolo. Da?
Și ei se așteaptă ca tu să te bucuri și să admiri. Am zis gunoi, n-am zis altceva. Da? Lasă în viața dumneavoastră, în camera dumneavoastră, în mintea dumneavoastră acest gunoi și pleacă. Tu după aia te uiți la acel gunoi, te învârtești pe lângă, te uiți pe lângă el, bă, ar trebui să-l strâng, oare să-l mai las, deja a început să miroasă, cred că e ceva la mijloc aici. Deci acești oameni cam așa fac, vin în viața ta și își lasă nevoile gunoiul acolo și pleacă. Până la urmă, cu ce drept? De ce le permitem asta? Noi alegem să le permitem. Noi alegem să le permitem când am putea foarte bine. Te-am înțeles, ok, ia-ți gunoiul și să fii sănătos. A se înțelege foarte bine că uneori poți învăța din ceea ce spun. Dar una este a învăța, una este a te descuraja. Învățatul e una, ok, mi-a spus un risc, hai să văd cum aș putea să-l contracarez, caut o cale, e o atitudine constructivă, însă dacă ai intrat pe o pantă emoțională în care te-a demoralizat, nu mai reușești să te mobilizezi. Ce faci când nu te lasă? O să răspund foarte, foarte scurt, nu știu dacă e răspunsul pe care l-aș dai, e alegerea ta că rămâi acolo. Pleci, pur și simplu. Deci nu are sens să te plângi de consecințe atâta timp cât alegi să rămâi acolo. Deci pleci, pur și simplu. Asta însemna ca, nu știu, mâine, domne, când mă duc acolo să-mi scriu denunția și să nu mai respecte pentru că și să plec. Nu mi-e clar cazul. E legat de job, e ceva mai specific. Da. Ce te oprește să-ți cauți altceva? Dar e deja, intrăm prea personal. Da. Ok. Eu seamănă cu ceea ce faci tu, mai că pe sunt altă unitate și vreau să-mi fac prezentele. Ok. Rămâi focalizat pe obiectivele tale, între timp, după care nu știi, poate afli astăzi. Așa. Al doilea sabotor suntem chiar noi, care noi ne spunem nu putem, e prea greu, e imposibil. Când stai de vorbă cu o persoană, din limbajul ei îți dai seama cu cine ai de-a face. În funcție de cuvintele pe care le folosește. Unii oameni folosesc atât de multe nu, încât la un moment dat simți că nu mai poți. După ce te-ai hotărât ce vrei, ce faci tu în acest sens? Lasă-ți prietenii, chiar și rudele, la o parte. Cere sfatul de la cine se pricepe pe domeniul respectiv. Ok, presupunem că... Cum te cheamă? Cătălin. Vrei să investești la bursă și vii și mă întrebi pe mine. Eu n-am investit niciodată, știi? Băi, nu știu ce să zic, e cam riscant dacă știi în ce te bagi. Da? Așa procedăm de obicei. Adică ne ducem și cerem sfaturi de la oameni care chiar nu cunosc problema respectivă. În momentul când tu stabilești un obiectiv, du-te către acele zone care te ajută să atingi obiectivul, nu la acelea care te blochează. Dincolo de firea umană, nu facem o cercetare în momentul ăsta de ce e așa, cum, care sunt cauzele. Îți cumperi o mașină. Ai cel puțin 5 prieteni, care se și declară prietenii tăi, dacă nu 5, mai puțini, care spun că ai făcut cea mai proastă afacere posibilă. Da? Adică dacă o cumperi nouă, îți spune că nu merită. Dacă o cumperi veche, îți spune că la cât de ieftine sunt alea noi. Dacă o cumperi din țară, îți spune stai că te duceai în Germania, o luai de acolo. Dacă o aduci din Germania, bă, ai făcut drumul degeaba, oricum. Deci ceea ce se întâmplă în jurul nostru este fabulos, aș putea spune. Știți care e frumusețea? Că odată ce conștientizezi aceste lucruri, o să vedeți că în interior apare un zâmbet. Da, nu te mai afectează atât de tare. La un moment dat mă educasem atât de bine prin autocontrol, nu mai mi-apărea zâmbet, aveam puțină milă.
Deci la modul, băi, săracul e chiar croit în direcția asta. Nu știu ce o să facă el cu viața lui, adică ce-l face pe el fericit. Așa, fără nicio treabă, vine, se bagă în viața ta și începe să spună el cum ar trebui să procedezi tu. În condițiile în care el nu este un exemplu în acest sens. Mai ales. Deci oamenii de succes au spus da, pot și și-au asumat obiectivele. Ce o să facem în continuare? Da, mai vrea cineva să spună ceva? Tu, la un moment dat? Da, hai. Tocmai am un prieten cu două zile exact chestia cu mașina, pățit-o și știam că o să pățească. Inclusiv i-au lăsat drumul mașină pe sau cum apia. Cum anume? Inclusiv i-au lăsat cum pe bancheta din spate, uh-huh. După ce... Aha, aha. Cu plăcerea să se plimbe în mașina. Aha, am înțeles. Prea scumpă, pe benzină, consumă prea mult. Da. Și am spus, băi, da. Taică-mi mi-a dat un sfat foarte bun. Uh-huh. La locul de muncă ești obligat să te aștepți oamenii din jur, dar prietenii tu le-au plăți alegi. Uh-huh. Foarte, și foarte bună poziție. Și sunt de acord cu tot ce da. Spun, Marian. Bravo, 90%.